Moldovenii au ce arăta turiștilor care s-ar aventura să vină în țara noastră în căutare de nou sau inedit. Chiar dacă nu avem zgârie, nori, munți, mări, temple sau castele vechi, care în alte țări constituie puncte de atracție pentru turiști, moldovenii au și ei ce arăta lumii. Ineditul trebuie căutat în satele noastre, acolo unde natura a făcut ceea ce n-a putut să facă omul, nici chiar în cele mai dezvoltate țări, și unde locuitorii mai păstrează vechile tradiții, moștenite din strămoși. Satul Domulgeni, o localitate cu potențial turistic dezvoltat, este tărâmul ideal dacă vrei să fugi de forfota și veșnica grabă ale orașului. Aici are loc Festivalul Turistic Național Duminica Mare, organizat cu sprijinul Consiliului Raional Florești, al Primăriei Domulgeni, Societății Comerciale Domul Tera și Asociației Naționale a Turismului Rural, Ecologic și Cultural Antrec Moldova. Și vezi, domulgenienii, pământul lor, unde nu s-ar duce, revin la baștină, îngenunchează la marginea satului, la troița construită de ei, sărută pământul țării dragă, pentru că un pumn de țărână de acasă e scump cât un glob pământesc. Și au domulgenienii o tradiție frumoasă din moși strămoși, cine nu calcă pragul acestui sat frumos, cine n-ar veni la noi, este primit cu ospitaliere, cu tradiționalul pâine și sare și caldul salut. Bine ați venit! Bine ați venit pe pământul inimoșilor cântăreții ai gliei! Ion Creangă, Vasile Alexandrie, Grigori Vieru, bine ați venit în țara codrilor străbuni! De vatra doinilor, bine ați venit la a patra ediție a festivalului din Domulgeni de Duminica Mare. Și nu știu cum se face, dar acest colț de rai a dat naștere la minți luminate. Aici, la noi, în raion, s-a născut primul președinte al țării, domnul Mircea Snegur. Multă sănătate, domnule ex-președinte! Aici, în raionul Florești, s-a născut al doilea președinte al țării, domnul Petru Lucinski. La mulți ani, domnule Lucinski! Am mare onoare de a prezenta președintele actual al țării, domnul Nicolae mă iertați, Timofti! Domnule președinte! Cu cea mai mare onoare și cu cel mai mare respect din partea cetățenilor satului Domulgeni, bine ați venit la noi! Mulțumesc! Și vă rog foarte mult, vă ofer cuvântul! Stimați locuitori ai satului Domulgeni, stimați oaspeți și organizatori ai festivalului, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la Festivalul Turistic Național a Tradițiilor Duminica Mare. Pentru desfășurarea festivalului a fost aleasă una din zilele sfinte, Duminica Mare, Duminica Pogoririi Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, prin care noi, creștinii, am primit puterea, dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu, încurajându-ne spre a făuri frumosul și binele. Scopul nobil al acestui festival este dezvoltarea și promovarea turismului rural din țara noastră. Este un exemplu de urmat pentru alți locuri. Pentru alte localități, pentru dezvoltarea sectorului economic al țării și în crearea unor perspective de dezvoltare pentru localnici. Avem ce arăta turiștilor, satul Domulgeni fiind una din localitățile cu potențial turistic.
Importante sunt aici și vechile tradiții moștenite din străbuni, precum și frumusețile naturale deosebite. Istoria satului dumneavoastră este bogată, impunătoare. Sunteți urmașii unor țărani răzeși destoinici, faptele cărora au fost evidențiate în cronici. Pe timpurile domniei lui Gheorghe Duca, Ducă Vodă, în partea a doua a secolului XVII, așezarea era proprietatea cronicarului Miron Costin. Nu poate fi uitat nici numele familiei lui Gheorghe Loghinescu, care a proslăvit satul cu fiii săi proeminenți. Leonard, membru gărzii personale încă al țarului Nicolae, Simeon, general în districtul militar Odessa, Ion, profesor la școala mecanică din Soroca, Dumitru, parlamentar în România de până la 1940. Un alt nume distins în istoria universală este Vladimir Fialkovski, poet și publicist. Dar trebuie să recunoaștem că meritele celor care au constituit talpa acestui neam, care au rezistat timpurilor grele prin care a trecut această palmă de pământ pe parcursul veacurilor. Am rămas impresionat de fapta buneilor dumneavoastră, care în 1952 s-au răsculat pentru a împiedica intenția autorităților sovietice de a distruge biserica Sfântului Ierarh Nicolae, construită încă în 1812, cu primul său preot Ion Nagacevski, dobândind dreptul acesteia la activitate și în perioada sovietică. Să nu uităm însă nici de meritele profesorilor care au cultivat copiilor dragoste față de pământul natal și limba maternă, printre ei fiind Maria Gâncu, Vasile Vetrician, Maria Vetrician, profesorul de istorie Ion Guțu și mulți alții. Vreau să menționez și câțiva meșteșugari din Domulgeni. Atelierul lemnarului și sculptorului în lemn, Grigore Bulat. Muzeul satului este o gospodărie construită în 1826 de bunicii băștinașii Elena Crucianu. Iar gospodăria apicultorului Andrei Moraru arată că nu uităm tradițiile lăsate de moși strămoși. Aș dori ca exemplul satului Domulgeni să fie urmat și de alte localități din țară. Mi-ar plăcea să particip ca pe vremuri la o horă din bătrâni pe toloaca satelor noastre. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de a participa la acest festival frumos. Mulțumesc organizatorilor, domnului primar Vasile Pătrașcu, doamnei Svetlana Lazar, președintele Asociației Naționale a Turismului Rural, Ecologic și Cultural Antrec Moldova, doamnei Aliona Mandati, președintele Societății Comerciale Domnul Tera și Consiliului Raional Florești. Vă urez din suflet ca această zi de duminică mare, sărbătoare închinată vegetației pământului, naturii, datătoare de viață, să vă aducă în inimi mai multă bucurie, pace, bună înțelegere, căci numai în aceste condiții toți împreună vom reuși să depășim dificultățile cu care încă ne mai confruntăm și trăim, să trăim mai bine. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dar vreau să vă spun așa cu cuvintele mele care eu le aport aici în suflet. Eu sunt băștinaș din locurile acestea. M-am născut în Citulești, am trăit și în Dumulgeni, în Prodănești și după ce ne-am mutat cu familia în Florești, unde am copilărit. Dar întotdeauna m-a atras să văd cum arată aceste locuri pe care încă le țin minte. Am trăit în anii 53-54 și mi-amintesc, după vârsta care aveam eu, aceste locuri frumoase, stâncile acestea, răutul nostru și oamenii care noi ne avem ca măhăleli. Eu vreau să vă doresc dumneavoastră la toți să fiți sănătoși, să trăiți mulți ani, să realizați ceea ce vă doriți și împreună să fim cu aceeași gând, cu aceeași dorință de a avea o Moldovă frumoasă, ca să spunem așa cum a spus poetul, o scumpă Moldovă, țară de jale,
Ah, în ce stare tu ai ajuns, lasă-mă plânge lacrimile tale, căci până în suflet mă sunt pătruns. Tu ce ești bună, dulce, iubită, tu ce ești fiica lui Dumnezeu, cum te lovește soarta cumplită, cum te neacă amarul greu, să nu trec mai departe, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și să fim, cum a spus tot poetul, să fim ca râul, doar râul ține bine minte, izvoarele din care a început, căci viitorul nu deschide ușa acelora ce vin fără trecut. La mulți ani!